De că noi în general vorbim despre fotbal aici și eu pot confirma toți oamenii că am dus discuția Am aici. sărit un Da. pic. Nu pot să nu te întreb. Am dat un search azi pe Google. A doua sau a treia, al doilea sau al treilea rezultat era un material în care că a venit discuția. Uite, se închide așa cumva un cerc și cu Laurențiu Reghecam, care acum îl antrenează pe Atanas, mă rog, când e la prima echipă și așa mai departe. O poveste spusă de Ana Maria Prodan în momentul în care cumva tu l-ai furat pe Eugen Trică și din răzbunare ea s-a căsătorit cu fostul tău iubit, Tibi Dumitrescu. Deci eu n-am înțeles povestea, o știu, este o Mi-a poveste. povestit-o mie acum, nu știu, 7-8 ani, eram la o revistă mondenă Da, pe este o vremea aia. poveste spusă de Ana. Acasă TV, așa. Da, este o Da. poveste spusă de Ana la care, sinceră să fiu, nu pot să subscriu. Pentru că Tu ai ieșit bine din poveste, tu nu, ideea știi? este că nu. Adică nu te-a dezavantajat cumva, n-a spus Nu, că ea ți-a dar furat iubitul, știi? nu, dar eu n-aș putea spune că i-am furat iubitul, pentru că eu la momentul respectiv nu-l cunoșteam pe Eugen Trică, nu știam cine este, m-am pomenit odată cu un telefon și practic așa a început cumva relația mea cu Eugen în urma unui telefon. Ulterior, adică ulterior undeva la vreo 2-3 luni, am aflat că el fusese cu Ana. Și de aici probabil cumva povestea, Ana a spus-o așa, Romanțat, dar așa s-a romanțat un exact, pic. Ana a făcut-o un pic de telenovelă ca să pară, să dea bine la Cred că mai reviste. repede să vândă bine. Dar nu, ideea este că nu, adică, nu Pentru aș că fi i-a făcut. alegat-o pentru că și tu avusese și o relație cu Tibi Dumitrescu, care la Eu cu vremea Tibi respectivă aveam o era un relație, nu, basketbalist cunoscut. eu cu Tibi aveam o relație de prietenie de foarte, foarte mult timp, o relație de prietenie legată din timpul liceului. El juca basket, eu jucam basket, ne întâlneam cu liceele, cum se făceau pe vremea aia, niște campionate superbe de basket, dar era o prietenie. Tibi Am plecase ulterior înțeles. în America, relația din, mă rog, prietenia dintre noi se rupsese că nu era internet și așa mai departe. Adică, dar nu o poveste de iubire în Cine adevăratul cui a sens al furat cuvântului. iubitul? Da, am Da. înțeles. Acum, pentru că ulterior Ana Maria, și cu asta închei această discuție, a spus că vă întâlniți, dar doar vă salutați și atât. Că a rămas Nu așa ne-am o mai, da, răceală. nu ne-am mai întâlnit de foarte mult timp eu cu Ana. Adică, cred că să fie 15, nici mi-aduc aminte când m-am întâlnit ultima dată. Pentru că eu nu am o viață mondenă. Viața mea socială este foarte, Fotbalul. foarte restrânsă, da. Da, viața mea practic se petrece doar la baza dacogetică.